E dimineață și aș vrea să vă spun sincer că îmi lipsește totuși ceva. Îmi lipsește o cafea sau un fresh de portocale și un croissant, pentru că mie așa îmi place să-mi încep diminețile cu prietenii, pentru că în această dimineață ne vizitează prietena mea, Cezara Munteanu, și vreau să-i spun bună dimineața, bine ai revenit, și îmi pare rău că n-am o cafea să o bem împreună în această dimineață, dar ne reglăm noi așa în timp, poate găsim totuși un weekend să ieșim și noi. Să mai stăm de vorbă, să mai facem planuri. Bună dimineața, mă bucur să vă văd. Când vin aici, tot timpul mă umplu așa de o energie bună și mă bucur că sunt aici. Mai eu vreau să mă umplu cumva și de exemple de rețete, pentru că am auzit că tu în perioada asta ai făcut niște rețete special pentru luna februarie. Da, bineînțeles, m-am pregătit, nu se putea să nu pregătesc ceva special pentru luna asta. Am zis că fiind situația cum e, cu pandemia, bine, s-au deschis restaurantele, dar capacitatea lor este mult mai mică. Dar e mult mai romantic să gătești în cuplu. Exact, e mult mai romantic să gătești, e mult mai romantic să pregătești ceva bun pentru cel drag și să arăți cumva că te-ai ostenit ca să îi pregătești ceva. Și am propus o serie de rețete în această lună și care să nu fie deloc complicate, adică că cel mai important e să fie ceva simplu cu care știi sigur că o să îl dai pe spate pe cel de lângă tine, adică mergi la sigur. Și am propus niște rețete, ceva cu fructe de mare, pentru că fructele de mare sunt și afrodisiace, paste, pentru că e foarte simplu să faci paste, bineînțeles și deserturi. Deserturile le-am recomandat domnilor, am zis că sigur n-aveți cum să nu vă iasă, n-aveți cum să greșiți, aveți cum, adică, și sunt convinsă că partenera o să aprecieze lângă un buchet de flori să fie ceva, o prăjiturică făcută de voi, are mult mai multă valoare. Și cumva am încercat în toată această perioadă, pe lângă ce am postat pe YouTube, rețetele romantice, să postez și pe TikTok și pe Instagram tot felul de chestii, deși nu sărbătoresc eu așa foarte mult Valentine's Day neapărat, dar am zis că măi, anul ăsta trebuie să fiu și eu acolo în temă și să inspir pe oameni. Și am făcut o pizza în formă de inimioară. Drăguț. Chestii foarte, foarte simple, dar care sunt de efect. Și atunci când faci ceva care e în formă de inimioară, știu că poate e mamă, prea romantic, prea nu știu ce, dar e drăguț. Omul de lângă tine se bucură că, uite, a făcut ceva, a dat atenție unui lucru și atunci te impresionează. Și am zis că da, luna asta, hai să vin în ajutorul oamenilor și să inspir pe partea aceasta. Pe mine sigur o să mă ajuți, pentru că eu mă simt puțin rușinată de Valentine's Day, pentru că iubitul meu este un om extraordinar și un om extraordinar de romantic, deși nu pare la prima vedere, pare foarte, foarte pragmatic și rațional. Ei bine, el cumva mi-a luat fața de Valentine's Day și mi-a gătit niște mii din vin alb și așa mai departe. Da. De ce? Pe lângă un cadou cu o ramă, o foto foarte, foarte drăguță, nu mă așteptam, sincer, m-am surprins extrem, extrem de mult și îmi dau seama că măcar de dragobete să recuperez puțin startul pe care l-a furat el. Și atunci, dacă ai venit să ne povestești despre rețete, să mă inspir de la tine să-i gătesc și eu măcar un desert. Sigur că sunt da, convinsă că oricum o să mai gătească el ceva, nu se poate să nu facă el o nefăcută, dar măcar un desert să-l surprind. Da, desertul să fie din partea ta. Păi e frumos când contribuiți amândoi și fiecare vine cu surpriza lui. Și da, săptămâna aceasta am zis că măi, hai să ne inspirăm pe partea aceasta de rețete. Și cum am zis, am postat o rețetă cu creveți în sos alb și cu ciupercuțe. Este una dintre rețetele favorite. Este una dintre rețetele favorite ale familiei mele. Noi când ne întâlnim, asta gătim și întotdeauna oricum pe canal încerc să pun cumva tot ce îmi place mie cel mai mult. Că de obicei lumea mă întreabă, dar care e chestia ta favorită? Și zic să știți că tot ce împărtășesc cu voi e ceea ce mie îmi place cel mai mult. În fiecare zi experimentez tot felul de rețete și încerc să mă perfecționez, să descoper, dar alea top care zic eu, da măi, astea sunt cele mai bune, astea ies cel mai bine, astea sunt cel mai simplu de făcut, pentru că cumva vreau să înțeleagă toată lumea că nu e atât de greu să gătești, ci oricine poate să facă asta. Există enorm de multe rețete foarte ușoare cu care chiar nu ai cum să dai greș. Și ar fi păcat să nu experimentăm și partea asta a vieții. Știi ce sunt eu curioasă? Cum denumește o prăjitură pe care lumea o numește în trei feluri diferite? Eu am întâlnit-o moalou, șocolată, suflet de ciocolată și lava cake. Tu ce terminologie folosești? Că eu cred că asta este rețeta succesului de dragobete, poate. Lava cake-ul, da. Lava cake, îi spun. Într-adevăr și eu am experimentat mult cu rețeta respectivă, pentru că e
poate foarte ușor să nu îți iasă. Și atunci e păcat că te superi dacă... Și am experimentat în mai multe feluri până când am găsit rețeta ideală, zic eu. Și sunt foarte încântată când oamenii îmi încearcă rețetele și după aia îmi scriu: da, chiar mi-a ieșit, e super delicioasă, îți mulțumesc mult că mi-ai spus, explici foarte bine. Chiar am avut pe cineva care mi-a zis că iubitul a rămas extrem de impresionat pentru că i-a zis: băi, nu mă pricep deloc. Și a zis: fata asta înseamnă chiar explică foarte bine dacă tu ai reușit să faci lava cake. Și eram, mă bucur, dacă ți-a ieșit, e minunat. Și a fost foarte drăguț. Și mi se umple sufletul de bucurie fiecare dată când oamenii îmi spun că mi-a ieșit, e totul super delicios, mă bucur că am încercat rețeta asta. Și vreau să zic că eu, până să mă apuc să gătesc atât de mult și să experimentez, făceam câteva rețete de bază, ca să zic așa. Și după aia vreau să zic că acum îmi dau seama ce mare pierdere am trăit, pentru că e foarte frumos să experimentezi și să încerci tot felul de rețete și să te joci în bucătărie și să-ți descoperi propriul tău gust. De-aia întotdeauna zic, încearcă să gătești, pentru că o să vezi că eu îți dau o rețetă, dar tu poate o să-i mai adaugi ceva și o să o faci mai pe gustul tău. Trebuie întotdeauna să experimentezi. Și dacă experimentezi, nu ai ce să... Poate dai greș, dar foarte rar. Mâncarea e bună. Și dacă faci câteva combinații de bază, nu ai ce să... de ce să-ți faci griji. Dar, totuși, acum pentru Dragobete nu avem cum să experimentăm. Urmăriți rețeta și faceți-o exact așa cum e acolo, ca să îi impresionați pe cei dragi, pentru că dragostea trece prin stomac. Eu așa zic. Uite, aș vrea să vedem și noi o rețetă. Și asta mi-a recomandat și Aura să fac în ziua de Dragobete, să fac pastele tale Gigi Hadid. Acum o să te întreb și de unde Gigi Hadid, dar mai întâi vreau să vedem rețeta. Ne uităm la rețetă, bine. Hai să vedem pastele Gigi Hadid făcute de Cezara și să revenim, cred că o să salivăm cu toții până la final. Bună, dragilor! Mă bucur să ne revedem la o nouă rețetă de pe canalul de YouTube. Astăzi vom face împreună paste cu vodka, rețeta lui Gigi Hadid. Este o rețetă pe care eu am încercat-o din curiozitate și vreau să vă zic că m-am îndrăgostit de ea. Este super simplu de făcut, are așa niște elemente deosebite, da, vodka și sunt un pic spicy, deci eu zic că poate fi o cină romantică potrivită. Haideți să vedem de ce vom avea nevoie. Paste. Eu am ales spaghetti, busuioc proaspăt, smântână de gătit cu 32% grăsime, un cubuleț de unt, o ceapă roșie, cam 50 de grame de parmezan pe care o să-l dăm prin răzătoare sau la blender, 5 căței de usturoi, sos de roșii, un shot de vodka și vom condimenta cu pudră de usturoi, sare, piper și un pic de piper roșu. Haideți să trecem la treabă. Prima dată vom pune ceapa roșie la călit, deci o să ne apucăm să o tăiem bucățele mici. Sper să nu plâng. Am reușit să nu plâng, am ochii în lacrimi de la ceapă. Știți că de obicei o tai la blender, dar astăzi nu știu de ce am zis, hai să o toc singură. Acum voi lua căței de usturoi și o să îi toc și pe ei. 5 căței de usturoi. Și apoi punem ulei în tigaie și le punem la călit. Întotdeauna pun și un strop de apă peste ceapă când o pun la călit, pentru că nu vreau să fie foarte prăjită, ci mai degrabă undită. Apa fierbe, deci este un moment bun în care să punem pastele la fiert. Au un timp de fierbere de 9 minute, deci vor fi gata la fix când și sosul nostru va fi gata. Pastele sunt puse la fiert, acum e un moment bun în care putem pune sosul de roșii. Eu astăzi voi face 2 porții de paste,
Deci sosul variază în funcție de cantitatea de paste pe care doriți să o faceți. Dar voi folosi aproximativ 300 de ml de sos de roșii și 100 de ml de smântână de gătit. În cazul în care sosul de roșii este un pic cam gros, depinde de care nimeriți, puteți să luați un pic de apă de la paste și puneți peste și amestecați, ca să-l facem mai moale, mai lichid. Sosul nostru arată superb. Acum voi începe să îl condimentez. O să pun sare, piper, pudră de usturoi și piper roșu, ca să-i dea așa un pic de savoare, să-l fac mai spicy. Am adăugat toate condimentele și am amestecat. Acum e un moment bun să pun niște busuioc proaspăt. O să mai am aici din copăcelul meu drăgălaș câteva frunzulițe. Așa. Le spălăm, le tocăm și le punem peste sos. Miroase superb. Yummy. Ce bun e busuiocul proaspăt. Ok. Punem în tigaie. Așa. Perfect. Și acum e un moment bun să adaug și smântâna de gătit. Sunt super fericită pentru că sosul nostru arată superb, are așa o culoare roze. Și acum vom adăuga ingredientul surpriză, și anume un shot de vodka, cam 30 de ml. Sunt foarte curioasă dacă o să vă placă această rețetă. Aștept feedback-ul vostru. Așa. Și amestecăm. Întotdeauna o să ajutăm sosul cu apa de la paste. Dacă vi se pare că e un pic prea gros, puneți un pic de apă de la paste. Așa, amestecăm. Și sosul oficial este gata. Trebuie să văd dacă s-au fiert și pastele. Și dacă s-au fiert, putem să le punem peste sos. Pastele mele sunt fierte, sunt gata de scurs și voiam să vă explic cum este corect să le scurgem. Luăm sita, o punem în oală și vărsăm apa în chiuvetă. Pentru că și eu foarte mult timp am făcut această greșeală, puneam sita în chiuvetă și pastele peste, da? E mult mai simplu așa. Le luăm și scurgem apa, da? Perfect! Și practic le avem tot în oală. Luăm pastele și le punem peste sos. Wow! Arată ceva de vis. Bun, și partea specială aici va fi că vom pune un cubuleț de unt peste paste și parmezan. Și o să vedeți ce aromă deosebit o să le dea untul pastelor. O să le fac așa foarte, foarte cremoase și foarte gustoase. Pastele noastre sunt gata, arată demențial, ca să zic așa. O să le luăm, să le punem în farfurie. Wow! Să încerc să le aranjez frumos. Superb! Puteți să mai puneți un pic de parmezan deasupra, dacă vreți. Și, bineînțeles, ornăm cu busuioc. Iată că am ajuns și la finalul rețetei de astăzi.
Am făcut împreună paste cu vodka, rețeta lui Gigi Hadid. Sper din tot sufletul să vă placă și dacă vă place să vă abonați la canalul meu de YouTube și să împărtășiți rețeta cu persoana cu care v-ar plăcea să o savurați. Întotdeauna există un motiv bun ca să mănânci paste. Poftă bună și ne vedem data viitoare! Am tot zis că în februarie, luna iubirii, vă încurajăm să vă mărturisiți sentimentele celor dragi, să iubiți oamenii din jurul vostru, dar de asemenea să iubiți și ceea ce faceți. Și uite, Cezara e un exemplu în sensul ăsta, pentru că eu tocmai am aflat că fabuloasa bucătărie în care ea filmează nu numai că este a surorii, dar sora ei stă la Botoșani. Și asta mi se pare wow, că bați drumul până acolo de fiecare dată când ai o rețetă de filmat. Asta înseamnă să iubești foarte mult ceea ce faci, să o faci cu foarte multă pasiune. Așa este. Filmez, oricum când mă duc, filmez mai multe rețete, dar acum timpul petrecut cu familia, că practic de asta mă duceam la Botoșani să stau cu ai mei, se transformă în zi de filmare non-stop. Toată lumea contribuie la ceea ce facem, sora mea mă filmează, tata se duce și cumpără tot ce îmi trebuie. De-aia cumva mi-e mai simplu să mă duc acolo, pentru că de una singură mi-e extrem de greu să mă ocup de toate și așa acolo am parte de ajutor. Pentru că cei dragi își exprimă iubirea față de mine întotdeauna și mă susțin în tot ceea ce fac. Și la Crăciun, de exemplu, când am filmat vreo 18 rețete. Wow. După aia, când o să mă duc la Paște, probabil o să mai filmez tot așa, ca să meargă mai departe treaba. Avem tot felul de planuri cu canalul de YouTube, ți-am spus. Adică tu gătești să le reușim. Zi întreagă 18 feluri de mâncare ca să poți să le filmezi? În mai multe, am stat 2 săptămâni la Crăciun și cam în 10 zile am filmat. Dar oricum, ai mei îmi reproșează întotdeauna, spun că dacă mai stai tu mult aici, ne îngrășăm, pentru că îți dai seama că le fac și trebuie să le și mâncăm. Și, da, e multă mâncare cumva, dar e bună și atunci nimeni nu poate să refuze, nu mai mănânc. Vreau să gust și din aia și din aia și din aia și e foarte drăguț. Și cumva e și plăcerea mea că are cine să mănânce. De fiecare dată mă bucur când cineva îți apreciază munca și... Măi, e win-win situation, că până la urmă dacă mergeau la restaurant și plăteau mâncarea pe care o mâncau acolo, până la urmă tu vii și chiar dacă îi îngrași puțin, într-un timp rapid, exact, totuși mănâncă o mâncare super, super gustoasă. Da, și sunt foarte, foarte drăguți că mă susțin cu chestia asta și da, când am de filmat, mă duc la Botoșani, acolo e studioul meu, deocamdată, până când o să facem și studioul din București. Uite, acum am aflat că vlogurile tale de cooking sunt făcute cu foarte multă iubire, pentru că dacă ai toată familia lângă tine și fiecare participă, e clar că se creează așa un sentiment foarte, foarte, foarte mare de dragoste între voi. Și cred că asta este și una dintre rețetele succesului tău, pentru că eu te percep ca o ființă extrem de caldă, cu energie foarte bună. De când te cunosc, eu nu te-am văzut odată supărată sau nervoasă sau tristă sau niciodată. Toată lumea are momente și momente adică toată lumea mai are momente mai grele, dar întotdeauna încerc să mă ridic de jos, să merg mai departe, să-mi găsesc energia și forța, pentru că, așa cum spuneai și tu, dacă faci ce-ți place și iubești ceea ce faci, nu ai cum să nu-ți găsești forță și energie să mergi mai departe. Dar voiam să-ți vorbesc puțin despre rețeta pe care tocmai am văzut-o, rețeta de paste a lui Gigi Hadid. Gigi Hadid e un model faimos. Ei, și a propus această rețetă pe internet, care a devenit virală pe TikTok, pe rețelele de socializare și am zis, mai hai să o încerc și eu, știi cum e, vezi la un moment dat, zici, hai să faci și tu. Și vreau să vă zic că am încercat-o și m-am îndrăgostit de ea, deci este extrem de bună, ceea ce a propus ea chiar e foarte, foarte bun. Și atunci, cum am zis, când descoper ceva foarte bun, trebuie să-l împărtășesc și cu voi și vă recomand din suflet să încercați această rețetă, că se face extrem de simplu și e foarte bună, ce să mai... Deja salivez numai când mă gândesc. Tot timpul când vorbesc cu oamenii și cumva le descriu rețeta în momentul în care o postez pe Instagram, le spun, e așa, de fiecare dată ajung să înghit în sec și zic, Doamne, iar înghit în sec, pentru că eu știu cum era când am mâncat-o și îmi imaginez tot. E foarte bună. Și dacă ai observat, dacă cât aveam noi rețeta ta în direct și cei de acasă puteau să urmărească și noi de asemenea în platou, eu te tot țineam de vorbă și încercam să nu mă uit, pentru că îmi făcea foarte mult rău să o văd acum dimineața. Cred că cel mai safe e să urmărești clipurile tale în bucătărie, măcar acolo știi că găsești câteva ingrediente și oricum ar fi improvizezi ceva și totuși mănânci, știi?
Deci vreau să zic că prietenii mei și oricum oamenii pe Instagram zic, băi, nu mai pot, îți dau bloc, m-am săturat. Eu și în fiecare zi fac câte ceva nou și mai postez acolo, uite, am făcut asta, asta, asta. Zic, nu mai pot să mă uit la story-urile tale, serios, m-am săturat, îmi faci poftă. Și zic, vă aștept oricând la mine să vă gătesc, să vă fac. Oricum prietenii mei când vin în vizită zic, uitați-vă ce rețetă vă place, eu vă fac, vă aștept. Ori fac ceva nou, ori le zic, ce vă place vouă. Spuneți-mi și eu vă aștept cu drag să păpați la mine. Deci eu pentru că n-am zis că o să-ți dau bloc, n-am primit această ofertă. Nu, și dacă nu zici, când vin prietenii în vizită la mine, întotdeauna știu că îi așteaptă ceva bun. Și de asta zic că uneori au și opțiunea de a alege. Zim, ce vrei să-ți pregătești și eu îți fac ca să... Foarte, foarte... Te-ai gândit să-ți faci un restaurant? Uite, pornind tocmai de la ideea asta, că sincer, prietenii da. Tăi și aleg din meniul pe care tu deja îl ai. M-am gândit la asta și e un vis acolo, în depărtare. Adică am multe planuri și pe partea asta de cooking. Și da, e un vis ca la un moment dat să am și un restaurant al meu în care să fie rețetele pe care eu le iubesc și pe care vreau să le împărtășesc cu oamenii. Mie mi s-ar părea fascinant să știi să existe un loc unde... Merg și încerc rețetele tale fără să te stresezi prea tare, că mai simt prost să zic, băi, uite, vin la tine și vreau să-mi gătești și mie lava cake. Nu te simți, Georgia, deci ți-am zis acum, când vii la mine îmi zici, Cezara, vreau asta și eu îți fac, gata, ne-am înțeles. Rămâne lava cake, că pe ăla, dacă îl mănânc la restaurant, în general e din comerț și e din ăla congelat și pot să-mi dau seama. Da, și atunci da. Aș încerca ceva mai natural și mai sănătos. S-a făcut. Deci, ține minte. Dar totuși, gândește-te așa, pune-ți o țintă foarte, foarte înaltă, să ai totuși restaurantul ăla. Bine, tu gândește-te la un lanț de restaurante în toată țara. Știi, se zice că trebuie să visezi de 15 ca să ai de 10. Am înțeles. Așa că tu gândește-te la un lanț de restaurante ca să ai măcar unul în București. Eu zic că nu o să fie doar unul, de acolo o să fie doar punctul de plecare. Sperăm să fie așa, uite, să ne gândim peste ani că, ia uite, George, îți mai ții minte ce discutam noi și uite că acum îl avem. Da, sperăm să reușim. Eu mai am o întrebare la tine, dacă poți să ne spui așa în premieră, ce urmează să postezi nou pe canal, așa, dacă poți să-mi dai un heads up sau dacă e total secret? Nu, nu este secret. Săptămâna viitoare o să postez fix de 24 de Dragobete o rețetă de clătite pădurea neagră, clătite cu cacao și cremă de mascarpone. Iarăși am zis, e o rețetă ușoară, dar... I-am adăugat așa un twist, să o facem un pic deosebită, știi, nu, i-am făcut clătite, nu, i-am făcut clătite pădurea neagră, clătite cu cacao și cremă de mascarpone. Super simplu de făcut, dar le faci ceva deosebit, să arate frumos, să fie bune și atunci eu zic că toată lumea o să fie fericită. Că știi cum e, nu vrei să faci nimic prea dificil, vrei să faci ceva ușor. Sunt clătite normale sau clătite americane? Nu, clătite normale. Perfect, crepe. La alea am început să mă pricep și eu am găsit o rețetă și am tot exersat-o și la un moment dat mi-am dat seama exact care sunt cantitățile, cum trebuie să fie compoziția, că atunci când le fac să iasă la fix. Să iasă perfecte, da. Adică mă uit și la astea pădurea neagră de Dragobete. Trebuie. Să învăț ceva nou. Uite, chiar nu am gătit niciodată clătite cu cacao. Cred că și plating-ul arată spectaculos. Da, vine săptămâna viitoare. Ok. Bine, până una alta o să vedem cum mă înscriu la tine acasă. Cred că e o listă de așteptare totuși pentru lava cake. Dar promit, deși am ghicit acum în secundă, să nu te stresez foarte tare. Nu mă stresez, stai liniștită. E plăcerea mea, e dragul meu. Mulțumesc din suflet că ai venit astăzi. Mă bucur că ne-am revăzut și mă bucur de fiecare dată de energia ta frumoasă. Îți doresc mult spor și la fel cum zic de fiecare dată, să ne revedem cu bine, nu mai aici în platou, poate chiar reușim să ieșim așa, cum ieșeam noi odată ca fetele, cu cof, cu toată lumea. Doamne ajută! Îți mulțumesc mult și spor la treabă! Mulțumim! Mai departe, dacă o avem pe Cezara alături de noi, eu zic să mai avem o altă colegă foarte frumoasă alături de noi și poate că ne-am și asortat puțin în această dimineață. Nu știu dacă am reușit să mă ridic la nivelul ținutei pe care o are ea. V-am zis de fiecare dată, frății este talonul nostru din punct de vedere vestimentar. În ordine urmează Cezara și după aceea, să zic, îndrăznesc să spun eu și Dana Istrate pe același loc. Dar uite, poate vă propun vouă să faceți acest top al ținutelor de la Metropola TV, al fetelor și stylingului pe care îl adoptă. Dar până una alta, haideți să urmărim pe frății și rubrica ei, Frății află tot. Hello, hello, dragii mei și bun găsit!
Astăzi încep rubrica într-un mod special. Am și eu o urare pentru o prietenă foarte, foarte dragă mie, o prietenă de suflet. Vreau să spun și eu un călduros la mulți ani Dinei Postel. Nicol, la mulți ani, Dina mea frumoasă. Îți doresc tot binele din lume, să fii fericită, să ai parte numai de bucurii, iar Little să-ți aducă numai zâmbete. Frumoasa artistă împlinește astăzi 42 de ani și pe cuvânt că nu se vede. Adina, trebuie să vii și să ne dai din secretele tale, secretele frumuseții fără egal. Ei bine, dragii mei, să știți că am aici câteva poze cu mine și cu Adina și mi-am duceam aminte în momentul în care l-am căutat că undeva cu vreo 2 ani de ziua ei ne-a făcut anunțul că va fi mămică și eram așa cu toții atât de fericiți și mai ales Adina radia efectiv de fericire. La mulți ani, Adina, să-ți fie viața numai zâmbete! La mulți ani, Adina, și din partea mea, din partea tuturor de aici de la Metropola TV. Adina a fost și invitata noastră aici între prieteni și este o persoană deosebită, este o persoană foarte, foarte caldă. O aștept, bineînțeles, să vină să ne mai povestească, bineînțeles, secretele ei de frumusețe și uite, dau și eu din casă, căci am văzut că, probabil cu ocazia acestei frumoase vârste, că s-a cam tuns Adina și și-a făcut o schimbare de look și de-abia aștept să văd cum arată. A zis că o să ne anunțe, da, pe Instagram și o să mă uit acolo să văd ce și-a făcut, domnule, ce și-a făcut. Încă nu a făcut anunțul oficial, că afel aveam eu pozele, aici, dar vin vineri, promit. Vino, haide. Vin. Mergem mai departe, dragii mei, și vin cu vești bune despre Alina Loafer. Alina Loafer a devenit mămică după 8 ani de tratamente și fertilizări. În sfârșit a reușit să devină și ea însărcinată anul trecut, iar la începutul acestei săptămâni a adus pe lume cei doi bebeluși. Să știți că a fost așa puțin cu emoții și asta pentru că în urma acestor fertilizări se pare că nașterea a fost una mai complicată. Ea era deja în vreo 7 luni și jumătate la începutul acestei săptămâni, moment în care a început să aibă câteva probleme cu sarcina. Au dus-o repede la spital, la maternitatea din Giulești, iar pe seara, așa din ce am înțeles eu, a devenit mămică de fetiță și băiețel. Ilan Loafer a făcut acest anunț pe rețelele de socializare, acolo unde a scris: sunt dublu tătic! Bravo! Alina, știi că mai are o fetiță din căsătoria anterioară cu Jorge, doar că a întâmpinat ceva dificultăți și își dorea foarte mult să aibă un copil și cu Ilan și iată că se poate. Dacă îți dorești foarte mult, te ajută și Doamne, te ajută și medicii, bineînțeles. Și uite că este bucurie la dublu pentru ei și mă uitam la poza aceea, am filmat la nunta Alinei cu Ilan Loafer. A fost o nuntă foarte frumoasă în stil evresc, s-au respectat acolo toate tradițiile și le dorim, bineînțeles, să fie fericiți și bucuroși și să vedem bebelinele! Abia aștept și eu, abia aștept să văd cu cine seamănă mai tare. De obicei fetițele seamănă cu tații, dar haide să vedem. Hai să vedem, mm-hmm. Să vedem, poate băiețelul seamănă cu ea. Da, fetiță și băiețel. A, frumos, e pereche, foarte da. Frumos, da? Ei bine, dragii mei, oare să fie o împăcare între Cristina Ciobănașu și Vlad German? Ei bine, știm cu toții, ne-au luat prin surprindere acum câteva săptămâni, atunci când au anunțat că după o relație superbă, în care toți ne așteptam să se finalizeze cu o căsătorie, au decis să se despartă. Se pare că odată cu pandemia și-au dat seama că lucrurile nu mai funcționează între ei, dar au decis să rămână prieteni. A fost ziua de naștere a lui Vlad German, iar el și-a sărbătorit ziua în noul lui apartament pe care și l-a luat așa după despărțire, în New House. Acolo și-a invitat familia, dar a invitat-o și pe Cristina Ciobănașu, fosta lui iubită, iar Cristina a și imortalizat momentul, a făcut o poză cu el chiar din ziua respectivă, a postat-o pe rețelele de socializare alături de un mesaj emoționant, ceea ce i-a lăsat pe toți fanii să creadă că urmează o împăcare. Dana, tu ce zici? Eu sunt sigură că ei se vor împăca și ți-am spus și data trecută și mă uit la fotografia aceasta și eu nu cred că ei pot să rămână doar prieteni. Încă mai e ceva acolo în sufletelul și în ochișorii lor, se citește. Eu zic să le mai dăm așa vreo lună și să ne pregătim de marele anunț. Am eu așa un feeling. Zici? Măi, îmi doresc. Îmi doresc, sincer. Pentru că sunt foarte, foarte frumoși și lăsat atât de bine împreună și este păcat să dea cu piciorul la atâția și atâția ani frumoși în care practic ei au crescut și au evoluat împreună. Așa că noi aici suntem fanii voștri și vă susținem. Băgați-vă mințile în cap și împăcați-vă, domnule.
Așa este, Dana. Am o veste bună, dar în același timp proastă. Vorbim despre cuplul Oana Roman și Marius Elisei. Știm cu toții, ei au tot încercat să se împace, să își mai dea o șansă, dar din păcate au decis să divorțeze. Au divorțat însă la notar și totul a fost așa, într-o zonă amiabilă. Se pare că cei doi, după o serie de certuri și așa mai departe, au decis să rămână fetița lor custodie comună pentru cei doi. Va sta atât la Oana, dar și la Marius Elisei. E bine, eu am urmărit filmulețul pe care Oana Roman l-a postat pe rețelele de socializare imediat după divorțul oficial și am văzut pe cei doi acolo că erau destul de triști și serioși, dar mi-a plăcut ce am auzit și anume faptul că au decis să rămână prieteni, că au ajuns așa la o prietenie măcar de dragul micuței Izabela, iar un lucru mi-a tras foarte tare atenția pe o declarație a lui Marius Elisei și anume oamenii când se despart trebuie să fie ca atunci când au început. Dacă a fost totul bine și frumos, de ce să nu fie și la despărțire? Micuța Izabela va rămâne în mare parte alături de mama ei, de Oana Roman, iar acest lucru se va întâmpla chiar în casa lor, pentru că nu e așa, acolo a crescut micuța Izabela. Așa este și știi prea bine că este indicat ca cei mici să rămână alături asta a spus de mamele și lor, nu? Da. Asta a spus și Marius, exact asta a subliniat, că este perfect normal ca micuța să rămână în casa ei alături de mama ei. Da, și dacă ei s-au despărțit în termeni amiabili și totul este în regulă și fetița va avea parte de acest climat în care există respect și înțelegere, de ce nu? Iată, se poate trăi și așa și fiecare să fie fericit pe drumul lui. Măcar de dragul copilor, tot timpul am înțeles lucrul ăsta. Mă, ok, nu mai merg lucrurile, dar adu-ți aminte. L-ai iubit pe omul ăla, a fost alături de tine, adică te-ai despărțit, ok, nu mai merge. Dar mai ales dacă e un copil la mijloc, trebuie să se păstreze o minim de prietenie acolo. Așa este, să fim împăciuitori și să existe respect și înțelegere și multă iubire pentru copii. Așa este, Dana, mergem mai departe, dragii mei, și vreau să vă spun că nu-i nicio femeie în lumea asta mai răsfățată decât Ana Maria Prodan. De ce spun asta? În ultima perioadă presa tot scrie, ba, o mai fi cu Laurențiu, ba, s-au despărțit, ba, se ceartă, ba, pleacă, ba, se întoarce. E bine să știți că cei doi au vrut să pună capăt gurilor rele, prin urmare Ana Maria s-a dus la soțul ei în Dubai de ziua îndrăgostiților și a primit și ea un cadou mic. Un ceas de câteva zeci de mii de euro. Sau și mă gândesc, oare o fi cât mașina mea, o fi mai scump? Nu știu, sigur, ideea este că Laurențiu a invitat-o și la o cină romantică. Am văzut acolo că au gustat dintr-un desert delicios și că toate lucrurile merg perfect între ele. Ana, vreau să spun și eu ceva. Când îți rămâne ceasul mic, mi-l dai mie, da? Dacă îi se strică un mecanism, orice, dacă vorba aia, nu-i merge rotița, dacă i s-a înțepenit vreo limbă, dacă nu mai arată ora exactă, dacă nu-ți place brățara, draga noastră, orice, trimite-o aici că rezolvăm noi. Și acum eu cred că ceasul acela e mai scump decât mașina ta, frății. Asta am vrut să zic și am vrut și eu să par așa, oarecum aproape de ea. Mașina ta cu tot, cu cască, cu RCA, cu ITP, cu impozite, cu tot, cu pneuri noi, zic cu eu. Cu casco chiar. Păi asta a zis, cu casco, nu e de departe. Deci, Ana, draga noastră, dacă te plictisești, trimite aici și adresa redacției. Eu ți-o trimitem noi, nicio problemă, plătim și noi curierul. Suntem aici. Plătim curierul pe asta. Da, Ana, orice, când te plictisești, dă-ne nouă. Fie și ție milă de oamenii sărmani. Mergem mai departe, dragii mei, și vreau să vorbim despre Queen Bee, Beyoncé, dragii mei. Ce să facem? Oare Beyoncé a recurs la mult Photoshop? În această perioadă, Beyoncé a lansat o linie de haine sport în colaborare cu un brand renumit de haine sport. Pentru a promova cât mai intens această linie, ea bineînțeles că a postat o serie de poze din acel shooting pe rețelele de socializare. Fanii au fost așa și au zis: Beyoncé, prea mult Photoshop, nu te mai recunoaștem. Oare să fie vorba despre Photoshop sau Beyoncé arată din ce în ce mai bine? Cert e că cumva fanii ei s-au împărțit în două tabere, cei care îi spun că arată extrem de bine și cei care îi spun că Beyoncé ai cam exagerat cu Photoshop-ul. Ce zici, Dana? Mie nu mi se pare că a folosit nici mie, Photoshop-ul. Sincer. Chiar nu văd ce e neregulă la ea. A folosit, dar ceva în limita bunului simț, știi cum e?
ele trebuie să fie perfecte dacă într-un fel sau altul. Dacă este să fiu răutăcioasă un pic în poza aceasta, are și un pic de celulită. Exact. Cu toate femeile. Exact. Deci dacă ar fi fost Photoshop de vină, bă, zic eu că nu ar fi fost celulita aia acolo. Dar chiar nu văd unde este problema. Exact, Dana. Ideea este că, oricum, e superbă. Și vreau să mergem la încă o superbitate internațională, la Kendall Jenner, dragii mei, care se pare că este mega, mega îndrăgostită. Știm că este singura din clanul Kardashian care nu prea și-a afișat ea relațiile, nu prea s-a afișat ea cu iubiții, cu una, cu alta, dar a venit momentul de Valentine's Day, a afișat o poză destul de romantică cu iubitul ei cel nou și anume Devin Booker. Anul trecut a fost un scandal, așa. În familie acolo și asta pentru că Kendall a fost văzută cu fostul iubit al lui Kourtney Kardashian și anume Luca Sabat, dar ea nu a spus nimic, nici că ar fi, nici că n-ar fi. În fine, ideea este că ea este îndrăgostită și a postat acolo pe rețelele de socializare poza cu iubitul ei și o vedem extrem de îndrăgostită, iar apropiații spun că sunt deja de vreo 6 luni împreună. Oh, deci sunt lucrurile serioase acolo, dar îndrăguță de observat și de ținut sub lupă această nouă relație, cu siguranță paparații o să fie acolo după ei, după o să le vâneze fiecare mișcare. Îți dai seama că nu au cum. Okay. Kendall Jenner tot. Da. Dana, vreau să-ți mai spun ceva. Să știi că Rita Ora a lansat un Extend Play și vorbim despre Bang. Bang, care este compus din două sau mai multe piese. Eu știu sigur că acolo sunt incluse Big, Bang Bang. Hai mă, că mai era ceva. Mai era și... ce să mai fie? The One? Deci sunt 3 sigur și mai este și Mood. Bravo mă, sunt 4 piese incluse în Extended Play-ul Ritei Ora și vă invit și pe voi să intrați pe YouTube și să-i dați un click. Dar stau și mă uit unde o fi fost filmat pentru că seamănă cu blocurile de la noi sau poate cu blocurile din Bulgaria. A fost, să știi că ea a fost în decembrie în Bulgaria. Asta e, vezi că am reținut, am recunoscut blocurile din Bulgaria și vestimentația este de acolo. Cine a trecut cu trenul din România în Bulgaria știe, se observă imediat după ce treci granița.